Catedra de Teologie Ortodoxă, Departamentul de Studii Românești din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara, a aniversat astăzi 3 decenii de învățământ teologic în orașul de pe Bega. Momentul a fost marcat prin rugăciuni de mulțumire și de pomenire a celor trecuți la Domnul. În același cadru a avut loc și revederea promoției 2003 a facultății. În capela Facultății de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara a fost săvârșită astăzi Sfânta Liturghie. Profesori absolvenței promoției 2003, dar și studenți au marcat prin rugăciune împlinirea a 3 decenii de la înființarea Catedrei de Teologie Ortodoxă. Anul 2023 reprezintă un an aniversar pentru studiile teologice și pentru învățământul teologic bănățean, ținând cont de faptul că se împlinesc 30 de ani de când se studiază teologie ortodoxă pastorală la Universitatea de Vest din Timișoara. Cu această ocazie, preoți, profesori, colegi, foști studenți, ne-am întâlnit în sala rotondă a Facultății de Litere, Istorie și Teologie din Timișoara pentru a aniversa acest moment, pentru a împărtăși amintiri legate de cei 30 de ani petrecuți pe meleagurile timișorene studiind teologia, pentru a-i comemora pe profesorii și pe foștii noștri colegi pe care Dumnezeu i-a chemat la cele veșnice, și în același timp pentru a ne împărtăși din experiențele trecutului și pentru a face planuri pentru dezvoltarea studiilor teologice în Timișoara. Dacă vorbim despre o dată convențională, 30 de ani de la înființarea Facultății de Teologie din Timișoara, de fapt ne referim la o întreagă istorie care se află în spatele acestui moment, 25 martie 1993, când s-a semnat convenția între Mitropolia Banatului și Universitatea de Vest pentru înființarea Facultății de Teologie. De-a lungul timpului putem consemna și aminti translatarea Facultății de Teologie sau Academiei, cum se spunea atunci, de la Oradea la Timișoara între anii 1941-1948. O perioadă de timp în care la Timișoara au învățat mulți studenți sub îndrumarea unor profesori, unii veniți de la Oradea, alții chiar de aici, din părțile noastre timișene. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să le dăruiască părinților noștri profesori multă sănătate, le mulțumim pentru toate câte ni le-au dăruit în anii de facultate și pentru ce au sădit în sufletul nostru și să rânduiască Bunul Dumnezeu ca și de astăzi înainte să fim buni slujitori, să fim buni, rânduitor spre mântuire a credincioșilor noștri și pentru colegii noștri de la secția de litere și pentru cei care sunt profesori de religie să transmită de astăzi mai departe un cuvânt bun și să sădească un cuvânt bun în sufletele elevilor de la Catedra Orei de Religie. În continuare a avut loc un moment festiv la care a participat și înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului. În cuvântul său, ierarhul a vorbit despre responsabilitatea pe care o au cei care urmează cursurile acestei facultăți. În cadrul acesta universitar, oamenii se pregătesc pentru viața veșnică cu Hristos. Cei care vin la această facultate își asumă povara veșniciei. Să știți că veșnicia stă și pe umerii mei și pe umerii frăților voastre. Toți cei ce credem în Dumnezeu ne asumăm povara veșniciei, care poate fi o povară a bucuriei veșnice sau o povară a suspinelor. În cadrul evenimentului a fost transmis un mesaj din partea Facultății de Litere, Istorie și Teologie și a fost prezentat ultimul număr al revistei Teologos.